Se pare că mama Antoniei este destul de afectată de tot ceea ce se întâmplă în mediul online, dar și în emisiune cu atitudinea Antoniei îi spunea că poate ea nu își face probleme, nu o interesează sau nu afectează tot ceea ce se vorbește și se întâmplă, dar să se gândească la familie pentru că pe ei îi afectează sunt uh, reduși la tăcere și mi uh, a zis că uh, chiar nu poți uh, să uh, îți pui filtrul la gură sau ceva de genul când uh, vorbește să gândească puțin uh, înainte, că astea, erau uh, acesta era mesajul uh, să fie mai cenzurată, să fie mai temperată. Ea a scris și ceva de genul că așa arată oamenilor că ar avea lipsă de educație în partea dumneai ei și a avut și câteva sfaturi să poarte ecusonul, să ceară scuze doamnei Carmen, a apreciat faptul că a mers la doamna Daniela și și a cerut scuze. De asemenea, spunea că ar trebui să ceară scuze și celor două moderatoare, dar și Andrei de la Capricii, pentru că mereu vorbește peste ele și are atitudinea aceea defensivă.